Cât încă oare, dragii mei, ne vom lăsa să ne prostească? Deputații cei mișei, ce vor doar să se îmbogățească, care ajungi sus la putere, uită de al lor popor, cât se gândesc doar la avere și la buzunarul lor. Oare până când, lume dragă, o să ne lăsăm mânați? Oare mintea ne întreagă, de vrem toți manipulați? Oare când o să înțelegem că votând pentru cartofe, tot noi lumii ne alegem în parlament numai cu scroate? Căci așa-i, a noastră țară e condusă de purcei, care vor viață ușoară și se gândesc numai la ei. Pentru ei țara e o treucă, din care se poate decrăpa. Și ei de la această treucă ani întregi lume se bat, căci ei vor numai avere, dodon, maie sau filat. Toți care ajung la putere se țin numai de furat. Toți strigând în gura mare, cu mine aveți viitor, își umple sale buzunare, uitând de țară, de popor. Iar noi, fiind niște oițe, din păcate nu observăm că iarăși actori și actrițe la 4 ani iarăși votăm. Votăm pentru promisiuni, pentru hrișcă și cartoafe, apoi așteptăm minuni. De la cine? De la scroafe.